Bună ziua, stimați telespectatorii! Astăzi am dedicat timpul realizării unui reportaj cu prim vicepreședintele Alianței Naționale Agricultorilor, proaspăt prim vicepreședinte. Domnule președinte, ce v-a făcut să intrați să deveniți membru al acestei alianțe? Bună ziua dumneavoastră și cititorilor și telespectatorilor dumneavoastră! Să știți că n-am fost niciodată membru de partid, nici înainte, nici după. Am mai fost cooptat de mai multe ori de diverse alianțe politice, dar mie mi-a plăcut să muncesc și nu să mint oamenii. A face politică înseamnă, majoritatea, ați văzut și dumneavoastră, înseamnă să pui în practică minciunile prima dată, ca să poți să ajungi acolo sus. Eu nu o să fac, vă dați seama, am plinit 60 de ani în luna mai și e o vârstă în care nu mai permiți să te mai superi cu nimeni, că nu ai timp să te mai împaci. Nu vreau să mint pe nimeni și vreau să încercăm să aducem România acolo unde a fost ea înainte, cu cei mai curați și sinceri români din această țară, dar și din străinătate. De ce spun asta? Pentru că această Alianță Națională din Agricultură avem atât fermierii, crescătorii de animale, că fie ele oi, fie ele vaci, fie porci, fie curcani, fie găini și așa mai departe, fie cultivatorii de legume diverse, vinete, roșii, castraveți, fasole și așa mai departe, fie cultivatori de cereale precum porumbul, grâu, mazăre și așa mai departe, toți să ne dăm mâna, pentru că sunt niște oameni curați și care muncesc și muncesc din greu. Și vrem să respectăm tradițiile care erau odată și nu numai tradițiile, ci să începem cu satul românesc, care acolo se păstrează cel mai bine tradițiile, dar să aducem înapoi și învățătorul și școala, să aducem înapoi demnitatea care de acolo pleca, de la țăranul român, și nu numai atât. Pentru că vedeți dumneavoastră, de la an la an, și au trecut 30 de ani, România s-a dus puțin într-o parte. Nu mai vedem atâta ramuri în economie care l-avea România odată. După mine, turismul pe care eu îl fac, împreună cu agricultura, formează împreună cele două lucruri de bază pentru economia românească. Turismul și agricultura nu vor dispărea niciodată din țara românească și cine are nicio țară, pentru că trebuie omul să se plimbe și să mănânce. După ce am muncit, ați văzut într-un weekend, pleacă repede de o tură până la mare sau la munte. Își ia concediu, pleacă până la țară, la bunici, la bătrân, cum vine vorba, bunici și părinți care se sting de dorul nepoților și copiilor care sunt plecați pentru o pâine amară în străinătate. Ați văzut în prima pandemie, că să fac o referire acum, o paranteză, au plecat în Germania cu avioane când nimeni n-avea voie să plece. Da? Gândiți bine acest lucru. La sparanghel, la cules de sparanghel. Păi, dar nu se poate. Pui atâtea persoane și după aceea care se infectează și ai înapoi în România, că aici toată lumea e proastă și nu pricepe. Deci ce firme au fost acelea care au avut voie cu aeroporturile închise să plece și cu avioanele? Nu cu autocarele până la aeroport și așa mai departe. Ceea ce este îngrijorător unde s-a ajuns. Nu vreau să mă refer aici ce a făcut și ce n-a făcut PSD-ul, ce a făcut și ce n-a făcut PNL-ul și așa mai departe, sau alte partide. Noi vedem cu toții și vrem să vedem că nu mai există aproape nimic în țara asta. Din toate aproximativ bogățiile României, nimic nu mai este proprietatea statului român. Rezervențe de 5%, 7%, maxim 10%, când până
Și ungurii și polonezii au 70-80% redevență. Pentru cât aur și ce aur pur dăm noi. Toate alte metale și nemetale neferoase. Ați văzut dumneavoastră pământul depuse la dispoziția, teren de vânzare. Vine turcul, cumpără, vine arabul, cumpără, vine oricine, cumpără. Nu este bine, deci nu mai trebuie. Eu am câteva idei pentru următoarele alegeri și nu o să fiu foarte... nu o să fiu chiar foarte direct acum cu dumneavoastră aici, că trebuie să iau niște aprobări din birou de conducere al județului, de la Alianța Națională. Dar primul lucru care vrem să îl propunem ar fi ca să se întâmple ceva și pe baza celor de la țară care folosesc utilaje, că au semănători, că au tractoare, că au batoze de strâns nutrețul, combine de treierat și așa mai departe, să se facă un și lor programul Rabla pentru agricultură. Adică pe toată lumea îi ajută, la mașini mici, când o dăm bară Renault, hai repede să cumpărăm pe instituții, când o dă Ford-ul, hai repede să cumpărăm pe instituții. Așa, dar la agricultori nu se gândește nimeni. Eu cred că un 50%, un voucher de o sumă anume, împreună cu o susținere a statului, până la 50% din valoarea tractorului, cred că este potrivită. Să nu uităm de asemenea și motorina subvenționată pentru agricultură. Era mai de mult, acum ea nu mai este. Dar cine are tractor? Merge cu certificatul, cu numele lui și atunci la benzinărie se duce și bagă ce trebuie. Da? Își face plinul și pleacă. Să-i se dea o cotă parte. 500 de litri pe lună. Când încep arăturile, când încep sămânăturile și așa mai departe. Vedeți dumneavoastră, sunt foarte multe neajunsuri în agricultură, dar criza economică, deja în care ne apropiem ușor, ușor și ne adâncim în ea următorii, cred că 8-10 ani de zile, cea mai importantă va fi criza alimentelor. Va fi bătaie pentru supraviețuire. Deci politica trece prin stomac, până la urmă, dacă nu ai mâncare. Și eu știu că în țara asta sunt deja câți s-au făcut pătura aceea, nu pot să spun că nu e dovediți că au furat foarte mult, dar sunt la un nivel foarte mare încât putem să-i spunem acelora că sunt sătui care nu cred flămânzilor niciodată. Da? Așa este peste tot. Dar să nu uităm că în 1907 se poate întoarce oricând. Și Ungrivița 33, de ce nu se fac niște alianțe până la urmă? Dar sperăm să nu ajungem acolo și să transmitem un mesaj tuturor primarilor de comune să împartă prin procese verbale, să pună în posesie toți oamenii. Încă nu s-a ținut cont, a fost ordonanță acum vreo 3-4 ani în urmă, până în 2019 să se termine cu punerea în posesie. Eu vă dau un exemplu la Ciuperceni. Astăzi am fost sunat de 2-3 persoane și din Boboieși, din astea, că nu au, nu, Ciuperceni nu are arhiva bună, nu mai găsesc terenurile, adică vine cu martori, cu vecini, cu ai bătrâni care mai trăiesc încă și domnule nu poate să-și mai găsească proprietățile. În sfârșit, acum, vina e părțită pentru că și ea ca persoană care urma și acolo trebuia să știe de la bătrâni unde ținea actele și ce au făcut cu ele. Dar și arhiva primăriei trebuia să aibă. Da, au încercat aici, au găsit parțial la Târgu Jiu. Sunt foarte multe. Eu am dat un exemplu cu comuna Ciuperceni pentru că este comuna în care sunt eu născut și crescut și am casa părintească. Chiar din familie au făcut fermă de creștere de curcan, de porci, de găini și chiar mă bucur pentru acest lucru. Și o să ne preocupe foarte mult acest fenomen cu fermierii și cu legumicultorii și cu ceilalți cultivatori
în care să ridicăm puțin România prin această ramură. Vedeți că nu se mai fabrică nimic în România. Bine că a început la Reghin să se fabrice tractoarele și alte utilaje agricole și de ce să nu dăm banii să ajutăm fermierul român și să ajutăm fabrica din România și nu să cumpărăm, eu știu, din Turcia, din China și în alte părți, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor. Da? Și dacă am cumpărat produse ecologice, cumpărăm toate chimicalele, toate... Aici vom analiza o situație, pentru că am discutat cu câțiva legumicultori care au venit în zona noastră aici, au venit și de la Brăila, au venit de la Craiova, de la Sălt, foarte mulți, și Telorman, cu rușii, castraveți, fasole verde, dobrecei. Și zic, doamne, uite, roșia asta crepată, inimă de bou, cum se spune la țară, cu asta țupuiată nu mai are același gust. Păi nu e același, e bun. Dar ia spune-mi aici, ce chimicale băgați voi prin furtune? Păi domnule, așa am învățat în străinătate, că ea peste tot bagă chimicale prin furtune, îi alimentează noaptea, acolo le bagă diferențele ca să nu mai stea pământul să-și ia din pământ aceste substanțe. Ei, nu e bine, trebuie să-i ajutăm pe fermieri, să-i ajutăm pe cultivatori cu bani, cu tot ceea ce le trebuie, dar să le cerem să dea natura din pământul românesc, ca românul să trăiască bio, să trăiască curat, să trăiască așa cum știam, că așa-i merge și mintea mai bine. Gena noastră de daci nu ne face ca să ne ducem peste alții să rânim la bunul altora, că Dacia a fost un popor pașnic, așa, dar și luptător. Eu cred că, în primă fază, aceste prime lucruri sunt de bun augur, cred că, pentru toți din toată România. Toți care vor să înceapă o activitate pe zona agricolă vor întâmpina aceste mici greutăți cu actele și, spre exemplu, cunosc aici, în zona de la Novați spre Săcelu, vreo 6 persoane care au tractoare care au 40 de ani. Gândiți-vă, deci, din prin anii 75-80, pe timpul lui Ceaușescu. Și trag de ele așa. Mai mult stă să repare la ele decât să muncească cu ele. Și atunci nu e bine să-i ajutăm, dacă vor să facă, să muncească. Că muncesc pentru ei, familiile lor care consumă și dau și la alții. Deci, eu cred că aici trebuie subliniat foarte mult. O să încercăm să mai luăm lângă noi câteva persoane pe care le cunoaștem și oameni demni, cu demnitate, care țin și la tradiții, oameni frumoși în general, cum eu aveam, bunicul meu avea o vorbă, nepoate, pantalonul nu contează dacă este rupt și cârpit, contează să fie curat. Deci, aceasta este una din premizele pe care eu merg alături de conducerea ANA de la Gorj și la nivel național, bineînțeles. Domnule președinte, felicitări, să vă ajute Dumnezeu să răzbiți în acest demers benefic pentru țară și pentru popor. Da, eu cred că din analizele deja făcute într-o săptămână, aproape deci vreo 8-9 zile de când m-au cooptat în alianță, cred că din analizele respective, pe zona de sub munte, avem șanse la 2-3 consilieri, la vreo 3-4 comune aici în zonă. Încercăm și zonele dinspre Mutul să acapărăm ceva simpatie, dar cred că tot ce este la țară vor vedea că o să aibă pe cineva care să-i sprijine, unde să găsească înțelegere. Dar să nu uite că și unitatea dintre ei, cooperativele sau cum vor să înființeze între comune, să facă o participațiune la 3-4 comune, să facă un abator fier și mobil ca să poată să-și sacrifice animalele în bune condiții, un mare magazin în zonă de produse autentice, originale, fie că e carne de oaie, de vițel, de curcan, de pui, să găsească cetățeanul proaspăt acolo, căpșuna proaspătă, cireșica,
Vișena și așa mai departe. De ce să, acum, ați văzut și dumneavoastră, nu se poate să mergem în continuare. Eu țin la poporul polonez, să aseamănă cu al nostru, că și lor li s-a întâmplat și în al doilea război mondial să îi decapiteze nemții. La început au bombardat până nu s-a mai ales nimic nici din Varșovia, din când a început al doilea război mondial. Știți și dumneavoastră, la terminarea războiului i-a decapitat 20.000 din floarea culturii și a învățăturii poloneze, a științii și așa mai departe. Și ei au trecut prin ceea ce trecem noi și au revenit ca pasărea fenix din propria cenușă. Dar zic eu că noi românii avem un plus. Numai că avem două gene care câteodată nu se iartă una pe cealaltă. Știți că dacă noi ne tragem și din daci și din romani, e normal să fie bine gena aia peste cealaltă și nu o lasă în pace. Dar una peste alta sper să izbândim și vă rog pe toți, aliați-vă și votați Ana. Domnul președinte, așa să fie și sper ca parlamentarii, guvernul României să autosesizeze la cele declarate de dumneavoastră și să sprijine cu adevărat agricultorii și agricultura românească. Da, dar prima dată trebuie să ne sprijinim singuri, pentru că parlamentarii pot, dacă noi nu avem parlamentarul nostru să ne reprezinte, să propună diverse proiecte, să știți că ceilalți nu o fac, pentru că nu au făcut nici până acum, au avut 30 de ani. Nu și-au făcut decât să-și bată joc de ea. Într-adevăr, domnul Daia a început să-i ridice puțin mingea la fileu. Așa, dar degeaba. Au venit ceilalți, au început să cumpănească, nu le-a mai convenit niște demersuri făcute înainte și uite așa, s-a rupt. Nu, domnule, nu mai contează dacă este proiectul și dacă este bun. Trebuie continuat. Da? Dar să nu uităm aceste mici lucruri. Programul Rabla pentru agricultură, procesele verbale de punere în posesie a tuturor celor de la țară, în posesia cu pământurile, care încă nu s-au lămurit după 30 de ani. Dom'le, sunt 30 de ani și nimeni nu vrea să facă nimic. Sunt primari care au câte 4-5 legislații și degeaba. N-au reușit. Dar n-au reușit nici să asfalteze o comună, n-au reușit să bage nici apă, n-au reușit să bage nici canalizare. Sunt foarte multe comune în țara asta. Norocul că au curent electric. În rest, mai nimic. Și suntem o țară componentă a Uniunii Europene. Da? Ceea ce să ai WC-ul încă în curte, atât la școală cât și acasă, nu e bine. Deci statul românesc trebuie să renască. Trebuie să revină la tradițiile care l-a consacrat. La educația, la învățătură, la cultură, la tot. Și să nu uităm, populația de la țară este îmbătrânită. Nu mai are, știți, la o comună întreagă de-abia mai este un dispensar medical. Cu doctorul care vine sau nu vine, stă 8 ore și pleacă. Omul când vine de la munca câmpului, atunci am obosit și vine rău. Când ajunge seara acasă, dar doctorul nu mai este, că a plecat, că stă la oraș. E, nu-i bine, trebuie să facem în așa fel încât să fie cabinete în fiecare sat, iar o asistentă să fie de servici și la dispoziție în caz că este rău cu mașina să se deplaseze. Primăriile trebuie să găsească cum găsesc atâția bani să bage în diverse prostii, în pavaje de 20 de milioane bucata pe marginea asfaltului sau care are asfalt, poate să găsească și modalitatea de 20 de milioane care face de servicii. Sunt multe, sunt multe. Suntem la început, dar să sperăm că oamenii vor înțelege că trebuie să vină alături de noi dacă vor ca ei, copiii și nepoții lor, să trăiască mai bine în această țară. Eu cred că toți împreună putem aduce România acolo unde a fost sau chiar mai sus. Aveți idee cât membri numără Ana? La nivelul Gorjului, simpatizanți sunt în jur de vreo 4.000 și pe hârtie, din ce am înțeles, sunt 186.
Și aveți acoperire în ceea ce privește filiale în tot județul? Da, în tot județul sunt 11 până acum făcute. Doamna președintă vă poate spune mai bine, Marinela Strâmbulescu. Eu sunt mai de puțin timp, de vreo săptămână, vă știți foarte bine. Din ce cunosc eu amănuntele acestea. La nivel de țară stăm foarte bine, vreo 38 de filiale. Da? Dar acum mai sunt și în curs. Este în curs acum să se facă filiala de la Novaci, unde sperăm la 2, chiar 3 consilieri, pentru că aici sunt foarte, foarte mulți fermieri și să sperăm că s-au săturat și de unii și de ceilalți care au tot condus zona Novaciului și vedeți și dumneavoastră, după 30 de ani, nici apă n-au toate străzile și toți locuitorii, nici asfalt n-au toate străzile și locuitorii. Să mai vorbim de Rânca, cea care putea și cu potențialul turistic care îl are, putea să facă mai mult și să aducă foarte mulți turiști să câștige. Într-adevăr, numai din Rânca primările câștigă peste 20 ceva de miliarde fiecare. Dar, în schimb, nu se prea întâmplă nimic. Pot să zic că pot să-l felicit pe actualul primar de aici, de la Baia, pentru că a reușit până la urmă să înțeleagă situația de a asfalta și acum, de luni, cred că văd că au venit utilajele și astea, se apucă de asfaltare, dar numai pe Baia. Pe Novaci nu. Deci Rânca este una și aceea și ei nu înțeleg fiecare cu treaba lui. Mă rog, aici e alt subiect și mai delicat puțin. Ar fi și păcat că am văzut că sunt încă nu până la început weekend-ul și sunt o grămadă de turiști, am văzut. Da, ce v-am spus mai devreme? Turistul trebuie să se plimbe, muncește 6 zile, așa, măcar sâmbăta, vinerea, sâmbăta, pleacă de acasă, duminica se întoarce la muncă. Plus că a fost această pandemie care ne-a ținut pe toți în casă 2-3 luni de zile și omul este dornic să iese în aer liber, să se plimbe. Iar frumusețea transalpine, frumusețea Râncii, cea mai înaltă zonă din țară, 2145 de metri la pasul Udele, unde era vechea graniță cu Austro-Ungaria, unde se circulă cu mașinile, unde încă este zăpadă de peste un metru și se poate savura acest moment și revederea cu zăpada de mulți turiști, cred că spune multe și atunci, într-adevăr, aveți și norocul ca Transalpina, oamenii care lucrează la drumurile naționale au înțeles că Transalpina și fără gălăgie și comisii poate fi redeschisă și avem și norocul că încă Transfăgrășanul nu s-a deschis, probabil că la 1 iulie se deschide. Punem aici punct acestui interviu realizat cu domnul președinte al Agenției Naționale prim vicepreședinte al Alianța Națională. Prim vicepreședinte al Alianței Naționale a Agricultorilor din România, Ana. Ana. Votați Ana. Da? Nu înainte de... Cel mai frumos nume românesc, Ana și Maria. Dar Ana, să nu uitați. Nu înainte de... Tractorul. Sigla cu tractorul. Da. Încheiem, domnule președinte, nu înainte de a vă ura dumneavoastră multă sănătate și succes și telespectatorilor și cititorilor noștri. Da, vă mulțumesc. Multă sănătate tuturor. Doamne ajută.